Da, doamnelor și domnilor, și chiar în aceste momente șeful DSU Raed Arafat face declarații, să-l ascultăm. Avioane militare, transferați doi pompieri în stare critică și care au plecat către spitalul militar de la Bruxelles și alte două persoane civile care au plecat către un spital pentru Arș din Milano. Astăzi va fi cel puțin încă un transfer făcut. Și primim de la Ministerul Sănătății, de la spitalele unde sunt internați pacienții, vom primi rapoartele medicale și, bineînțeles, pe baza rapoartelor medicale, noi deja avem locuri care ni s-au asigurat de către diferite țări pe bază fie a discuțiilor bilaterale, fie a activării mecanismului de protecție civilă europeană. Deci, da, vor fi transferuri astăzi, e posibil să fie și mâine. Depinde ce decid medicii care tratează pacienții și Ministerul Sănătății, ce ne solicită că să facem pentru a aduce pacienții respectiv către spitalele care au oferit locurile. Ce țări au oferit un răspuns pozitiv și câte? Până acum, în afară de discuțiile bilaterale care au fost și am avut cu Belgia, a avut Ministerul Sănătății cu Italia, cu Austria am avut o discuție și ne-au oferit locuri. Acum avem prin mecanismul de protecție civilă locuri care au fost oferite de Norvegia, de Germania și de Bulgaria chiar au oferit locuri. Normal, aici ne uităm și vedem care sunt locurile care se dorește să trimitem pacienții acolo și este posibil încă să se adauge acolo. Normal, noi mai putem solicita, dacă locurile nu sunt suficiente, putem să solicităm în plus. Ați spus că victimele cu arsuri mai mari de 80% nu pot fi transportate în străinătate. Nu există în protocoale afară transfer de pacienți peste 80, pacienți de 90-95% nu se transferă. Și ne puteți spune câte victime sunt cu astfel de... Nu știu exact cifră, pentru că au fost făcute reevaluări pe parcurs, situația fiind în dinamică, deci aici spitalele pot să spună, dar știu că cei care depășesc 80, care au 85-90, nu sunt mulți, dacă sunt unul sau doi, din ce știu. Dar asta totuși trebuie să fie discutat la nivelul spitalelor. Veți mai avea astăzi ședințe ale celulei de criză? Noi suntem în permanentă ședință în minister, se lucrează, suntem în discuții cu țările unde trimitem, cu Ministerul Sănătății, cu absolut toți. Ministerul Sănătății a fost cu noi prin secretarul de stat, doamna Pistol, și prin secretarul de stat, domnul dr. Rogobete, și domnul dr. Diaconu au fost cu noi aici în cursul nopții, așa că celula continuă să funcționeze și se va opri la momentul în care știm că nu mai avem ceva de făcut la nivelul nostru. Ce date aveți despre firma care deținea cisternele și dacă avea sau nu avizele necesare? Nu, noi știm că firma nu era, cel puțin nu mai funcționa sau nu mai avea, clar că nu mai avea avize sau autorizație. Acum, ancheta este realizată de către parchetul general. Bineînțeles, aici participă colegii de la ordine publică, de la poliție, de fapt, și de la pompieri în această anchetă vor avea și ei rolul lor. Dar vom aștepta să vedem ce va ieși acolo. Clar, din punctul nostru de vedere, firma nu avea documente sau autorizație să funcționeze. În mod normal, firma nu avea activitate, de fapt. Și, practic, cum era transportat gazul sau ce se întâmpla? Nu, erau cisterne, nu știu. Nu pot să vă spun asta. O să vedem ce o să spună colegii. Erau cisterne de transport. În ceea ce privește persoanele care sunt transportate în afară, ce condiții trebuie să întrunească acei pacienți? Deci, în primul rând, pacienți care necesită paturi pentru mari arși, care nu avem pentru ei la acest moment posibilitatea pentru toți să avem, pentru că paturile de mari arși în România sunt ocupate și de alți pacienți cu arsuri care au fost duși în ultimele zile, care n-au nimic în relație cu acest incendiu. Și aici medicii decid că pacientul respectiv nu mai avem loc să-l îngrijim ca mare ars și atunci, da, se transferă afară. Deci aici deciziile acolo se iau, care sunt pacienții și care sunt, de fapt, cei care trebuie să plece afară. Și noi executăm partea de transfer, relația cu mecanismul de protecție civilă europeană și împreună cu Ministerul Apărării Asigurării Transportului. Cât de mult a contat faptul că ați avut acei roboți acolo? Eu cred că foarte mult, pentru că în zona cisternei, când au intrat roboții, s-au retras pompierii cu ceva timp înainte de explozia a doua. Așa că dacă nu erau roboții, poate că erau unii pompieri mai aproape acolo. Dar ce măsuri ar fi trebuit să mai fie luate astfel încât să nu fie atât salvatori? Este foarte greu să spunem aici ce măsuri trebuiau să fie luate. Măsura că să nu pățească nimeni nimic este să nu fie nimeni acolo, dar la pompieri asta e cam greu cu meseria lor, să nu fie nimeni acolo. Au luat măsurile de precauție, ei au tactică de intervenție, a fost chiar
inspectorul șef de la București. Deci, din punctul meu de vedere, când te duci la foc, din păcate, chiar și la un foc de apartament, există uneori riscul să ai, cum noi zicem, fenomene precum backdraft, flashover, una, alta, care să ducă la rănirea unor pompieri. Pompierii fac tot posibilul să nu se ajungă la această situație. Dar când ai case care erau cu risc să ia focul, când ai alte structuri, nu era doar cisterna sau gazul respectiv care ardea, era risc de propagare, clar că trebuia cineva să fie, că să se lupte împotriva acestui foc și, bineînțeles, să limiteze propagarea în zonă. În continuare veți face controle în privința stațiilor de GPL din țară? Deci pompierii vor trebui să facă acest lucru și nu numai pompierii, dar pompierii clar că vor face și ei fac acest lucru. Deci se fac aceste controle. Dar se fac controle de multe ori acolo unde funcționează. Aici se știa că nu funcționează, că nu există, adică ei nu mai aveau activitate din ce se știa. Dar aici, încă o dată, detaliile le vor da colegii după ce vor ieși cu raportul complet. Ce procedură exact aveți în astfel de incendii? Cum se desfășoară activitatea pompierilor? Cum faceți? Deci când ai o cisternă care este foarte aproape de un incendiu și nu poți să o mobilizezi, să o scoți, clar că cisterna trebuie să fie răcită. Și asta făceau acolo. Deci erau cisterna care a explodat inițial, era a doua acolo și am înțeles că mai era a treia în zona unde era incendiul și astea trebuiau răcite. Dacă nu le răcești, atunci șansa de explozie este mult mai mare. Uneori, cum s-a întâmplat ieri, chiar dacă le răcești, tot se întâmplă ce s-a întâmplat ieri. Din păcate, aici prevenirea este să nu mai încălcăm regulile, să nu mai facem lucruri care să ducă la astfel de incidente și aici responsabilitatea celor care au făcut operațiunile de transvasare sau nu știu ce au făcut acolo fără să respecte regulile de bază în acest sens. Crește numărul persoanelor rănite sau victimelor care apelează la dumneavoastră, rudelor victimelor? Nu, rudele, pentru rude s-a instalat un telefon tel verde la minister. Și care a fost apelat de foarte multă lume cu întrebări. Au fost colegi în minister care au răspuns la aceste întrebări. Familiile au sunat, vroiau să știe mai multe detalii, dar este normal ca acest telefon să rămână încă o perioadă, să vedem dacă mai apelează lumea la el, până toată lumea știe exact ce se întâmplă. Pompierii care acționau acolo știau că sunt mai multe cisterne? Păi ei acționând știau ce există în zona, pentru asta acționau pe răcire și pe oprirea propagării. Dar clar, mai multe detalii tehnice despre exact focarul de intervenție, asta pot să-l dea colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Știm că persoanele din zona au fost evacuate. Ne puteți confirma dacă mai există pericol acolo în zonă? Care este situația? Nu, în mod normal pericolul e terminat, incendiul este controlat, nu mai există probleme, deci nu văd alte pericole la acest moment pentru oameni. Pericolul era în momentul în care era incendiul și era pericolul de explozie. Și asta este și motivul pentru care pompierii au evacuat zona. Și ne puteți spune care este starea de sănătate a celor care au rămas aici în România, dar au arsuri peste 60%? Nu, aici trebuie spitalele să spună și poate unii dintre ei urmează încă să fie transferați, dar aici spitalele știu care este condiția lor exactă. O să mai vină domnul Ciolacu aici la celula de posibil criză? O să anunțe dânsul dacă vine. Și este și domnul ministru de interne? Și dânsul. Ieri au fost și noapte aici și au revenit și astăzi este posibil să fie, dar dacă va fi ceva, clar că va fi anunțat de domnul prim-ministru și de domnul ministru. Clar că va fi poate o discuție astăzi, dar o să fie anunțat. Dar domnul Rafila a fost aseară? Nu, dar a fost în legătură telefonică, asta pot să vă spun sigur. Am vorbit și cu el personal și clar că a fost în legătură cu secretarii de stat care au fost aici. Astăzi unde va fi transportat acel pacient? Spuneți că e un pat. Astăzi cred că după masa va fi Austria și Germania. O să vedem. Mulțumesc! La revedere! Da, doamnelor și domnilor, am urmărit așadar declarații șeful DSU Raed Arafat.